nu știu ceva. Cum se repartizează? Cum distribuie? Ca de ce televiziunea, da? Pateleului, 55. 55 din total. Adică ies 10 milioane. 12,34 milioane de euro. Nu sunt relevante cifre. Poftim? Nu sunt relevante cifre. Vreau să mă okay. La sfârșit formulați toate întrebările și... Tare am vrea să le comparăm cu cele ale CCA-ului. Păi ele sunt publici, pe site-ul CCA. Vă rog frumos. Știu care sunt publici. Știu care sunt publici. Nu, eu reiesc, domnul Dumnezeu, eu reiesc din... Așadar, da, nu am deschis paranteza. O clientare succintă a principalilor date cuprinse în raportul ăsta din 2015, care nu-i iau câteva ulea, da? Nu-i primul. Cei mai mari, Casa Media, cu 50% din piață, Alcasar cu 21%, Nova TV cu 15%, alții, Moldova, Pro TV, Realitatea TV Acasă, cu circa 14%. Pentru că în anul ăsta, la Casa Media au trecut canalele STR și STR TV, cota cred că are să ajungă până la zi. Experții ar să ajungă până la 59%. Și iată, întrebarea ar fi, da? 59% este poziție dominantă abuzivă sau nu? Bună oară! Radio. De la 1 milion de euro pe care le avea în 2010, s-a diminuat la 0,6 milioane în anul trecut și estimativ anul ăsta ar să mai scadă cu vreo 4 milioane. Da? Presa scrisă. Diminuare de la 3,6 milioane în 2010, la 2,5 milioane în 2013 și la 1,3 milioane în 2015. Anul ăsta se estimează că va descrește încă 100 de milioane. Media Online, 28. Cei mai mari vânzători, Media Contact, iată, 61,8 din piață, NAPA cu 35. 1,8 milioane euro sau lei sau cumva? Euro. Euro. Da, 28 euro. Milioane euro, da. Pentru care 62, ce nu ai să ne Media Contact? În 2015, da. Da. Publicitatea Outdoor. 6,31 milioane euro în 2010, probabil puțin de 5,11, 5,8 și în anul trecut și estimativa anul ăsta cu 4,65. Nu ne interesează, cred că nu-i relevant acum să ne oprim la cei mai... Poate aici e bine să vedem datele CCA-ului. Publicitatea audiovizuală, acolo era toată publicitatea, da? Aici, cât a luat audiovizualul? În 2015. 39, aproape 40% General Media Group, 8,22 jurnalist Chanel, 7,28 analitic Media Group, 6,77 Pro Digital, 6,14 IPNA, Telerad. Dacă vreți să le spuneți în centru absolut, că ar fi mult mai interesant, mult mai curios pentru cine vorbesc mult mai mult. Eu când spuneam că avem o realitate și avem tare puțină normalitate, mă gândeam la faptul că la nivel local, regional, avem 52 de radiodifuzori. 52. Lor le revine din toată din tot torpul publicității, 3,8%. Din piața de publicitate. Da. 3,8%. Iată cât de tare e distorsionată această piață. 52,8%, 3,8%. Ceilalți 48% de realizori cu 97%. Iată, asta e... Haideți să facem o comparație. Cum se distribuie publicitatea în instituții mediatice la noi și cum se distribuie în țările vecine, România, Ucraina, Rusia, ca să vedem niște tendințe. Bună oară! În Moldova, la TV spuneam 55%, radio 3%, presa 6%, stradală 24%, online 13%.
în România, în televiziune 64, vedeți cum practic noi, da? La radio 48, aproape 5, în presă scrisă 57, ceva mai mic ca la noi. Outdoor cu mult mai puțin, online e mai mult, 16%. Ucraina, televiziunea 44, aproape 45%. Radio, cam ca la noi. Presa scrisă de două ori mai mult ca la noi. Online, de asemenea, de două ori ca la noi. Distribuie în online, da? Rusia, 45, aproape 46% la TV se distribuie. 44 la radio, 75 în presă, online 32. Iată diferențele și similitudinile, da? Cum la noi se distribuie, vedem tendințele, da? Tendințele. Cineva merge într-un caș, ei parte deosfântare. Să precizăm aici încă. În Statele Unite, începând cu 2014, nu e. Începând cu 2015, publicitatea online, ca volum, ca încasări, a depășit-o pe cea TV. Asta pentru ca să ne dăm seama cam cine așteaptă, da? Vedem diminuarea asta, vedem diminuarea la țările din... Și acum niște dati comparativ, și cred că aici am să mă opresc. Dati comparativ ca să vedem unde suntem noi, publicitatea pe cap de locuitor. Este așa o... Este așa o măsurătoare. Vreau să spun, se consideră o piață dezvoltată de publicitate când per locuitor sunt între 2300 de euro. În Lituania 43, Estonia 71, Letonia 38, România 16, Rusia 29, Ucraina aproape 7, Azerbaijan 11, Moldova 63, Statele Unite 555. Canada 312. Și iată, dacă luăm per locuitor, noi suntem comparabili cei din Ucraina, de două ori mai redusă decât cea de Azerbaijan, România sau Rusia, de 6-10 ori mai redusă decât cel din țările baltice și cam de 80 de ori mai redusă decât cea mai dezvoltată piață de publicitate, cea din Sud. Iată,